Plânsul de luni seară. Primește rugăciunea gurii mele cele întinate și necurate, Stăpâne al tuturor, iubitorule de oameni, Iisuse Hristoase, și să nu te îngrețoșezi de mine ca de unul ce sunt nevrednic și nepriceput. Nici sufletul meu care de ea se apropie, nu judeca nevrednic de mângâierea ta. Caută-mă pe mine ca pe oaia cea pierdută, căci m-am făcut pustiu de a mă îndrepta către toată osârdia și tot gândul cel bun. Căci după ce m-am orbit cu dulcețile și cu dezmierdările, am întunicat sufletul meu și de beția patimilor este înegrită inima mea. Mărturisesc ție, Doamne, Mântuitorul lumii, toată amărăciunea, răutatea și dobitocia mea. Voi spune iarăși din inimă toată bunătatea și veselia ta, pe care tu, Doamne, din nemărginită iubire le-ai vărsat peste mine. Din pricina mea te-am întărătat, Doamne, m-am arătat fără o sârdie către facerea de bine, m-am gândit des la rău și lesne am săvârșit tot păcatul. Iar tu, Stăpâne, ai trecut cu vederea toată răutatea mea din pricina nemărginitei întinderi a îndurării tale, Fiule al lui Dumnezeu. Capul meu se înalță prin darul tău, Stăpâne, dar se smerește iarăși pentru păcatele mele. Mă trage pe mine iarăși darul tău către viață, iar eu mai vârtos către moarte cu stăruință mă duc. O, cât de cumplită e obișnuința patimilor, cum leagă minte cu legături de nedezlegat, și eu, ticălosul, mă leg cu ele de bună mea voie, și că mă și bucur când mă văd legat. Cufundat sunt în adânc și în fiecare zi mă bucur de lanțurile vrăjmașului și mă îndulcesc în trânsile. Ne leagă cu legături pe care nu vrem să le vedem și de-a pururea ne întinde curse în care mă prind, pentru că El însuși cunoaște cugetul și pornirea, și fiindcă este mai tare, într-o clipă mă leagă. Acesta este plânsul, aceasta este tânguirea, pentru că mă ferec eu singur, ca și cu niște obiezi cu voile mele, căci putând să zdrobesc legăturile într-o clipă de ochi și să mă fac slobod de toate cursele, nu vreau să o fac. Mă las biruit de trândăvie și de obișnuința patimilor. Cu voia mă supun lor. Acest lucru de rușine plin este mai greu de plâns, pentru că merg cu voile mele la vrăjmașul meu și el îmi leagă sufletul și mă omoară în patim, bucurându-se. Și putând să-ți farăm legăturile, iată că nu poftesc. Este oare altă rușine mai cumplită decât aceasta a mea? O, nu! Nimic nu este mai de rușine decât ca cineva să facă voile vrăjmașului sufletului său. Și așa, aflându-mă eu, ticălosul, și cunoscând legăturile mele, mă ascund din falsă evlavie, iar cugetul meu mă mustră și mă omoară în adâncul sufletului. Pentru ce nu te trezești, ticălosule? Oare nu știi că lângă ușă este înfricoșata zi a judecății? Scoală-te ca un puternic, rupe-ți legăturile, în tine este puterea dezlegării și puterea legării. Așa mă mustră pururea în adâncul sufletului sfântă știință. Și eu nu vreau să mă izbăvesc din legăturile curselor, mă tânguiesc și suspin în fiecare zi și iarăși în chip zilnic mă descoper legat. Vrenic de jale și ticălos sunt eu, nesporind în lucrul cel bun al vieții mele, fiindcă nu mă tem de cursile morții. Trupul îmi este îmbrăcat cu chip de cucernicie, de ochii privitorilor mei, dar sufletul îmi este ferecat ca în niște obiezi de gânduri necuvioase. Pe din afară mă fac cucernic cu multă sârguință, dar înăuntru sunt urăciune în fața lui Dumnezeu. Îmi îndulcesc graiul cu oamenii, căutând să par bun, în timp ce sunt amar și rău cu voirea.
și ce oare voi face în ziua cunoștinței. Atunci când judecătorul Dumnezeu va da pe față totul înaintea judecății. O, ce mare frică ticăloșește inima mea, fiindcă mă strâng eu însumi în lanțurile nemărginitilor fără de legi. Eu însumi știu că acolo mă voi munci, dacă nu voi îmblânzi aici cu lacrimi pe judecătorul. Pentru aceasta, mă rog să nu îți încui îndurările, stăpâne, într-o urgie, că tu însuși aștepți întoarcerea mea, pentru că nu voiești să vezi pe cineva arzând, ci voiești ca toți oamenii să se mântuiască în viața cea veșnică. Îndrăznesc, deci, la îndurările tale, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, cad înaintea ta rugându-mă. Caută spre mine și mă miluiește, scoate din temnița fără de legilor sufletul meu. Strălucește în minte rază de lumină, mai înainte de a ne duce la judecată ce va să-mi fie înfricoșată. Frică mare mă apucă pe mine ticălosul și înverșunatul. Cum mă duc eu acolo cu totul gol de fapte bune? Frică și cutremur mă cuprinde, Doamne, când mă văd pe mine fără de o sârdie spre bunătate și cu gânduri potrivnice mă zvârcolesc într-una, plecându-mă dracilor care cu dezmierdările patimilor spre pierzare pururea mă amăgiesc. Mă asemăn prea bine negustorului trândav și leniș, care în fiecare zi își păgubește capitalul cu câștigul. La fel și eu, ticălosul, mă păgubesc zilnic cu bunătățile mele cele cerești într-o multe învăluiri, care mă trag spre rău, căci simt în mine cum în fiecare ceas eu mă fur singur și vrând mă aflu într-o acele pe care le urăsc. Mă înspământ eu însumi de voirea mea, care în multe chipuri se aruncă într-o necazuri din pricină că păcătuiesc, și mă înspământ iarăși cu pocăința mea, care nu are temelie tare pe stâncă cea izbăvitoare care mă poate mântuie. O, cum nu mă lasă în pace vrăjmașul sufletului, cum pune în fiecare zi temelia zidirii pe care cu mâinile mele iarăși o risipiesc. N-am pus început bun pocăinței sufletului, sunt un rob al trândăviei, căci cu însuși voia mea și cu multă osârdie slujesc vrășmașului și cine va da capului meu apa cea fără de nume care să-l spiele și cine va da ochilor mei izvoare de lacrimi cu care să plâng totdeauna către înduratul Dumnezeu. Să cer dar de la El să trimită har mie păcătosului și să mă scape de marea cea înnebunită care cu valurile păcatului înviforează necontinit inima mea, căci voile mele au biruit ca niște răni care nici de cum nu primesc doctorii de vindecare. Femeia cea păcătoasă înțeleaptă s-a arătat, fiindcă s-a temut și s-a sârguit și a urât lucrurile păcatului, aducându-și aminte de rușinea cea veșnică ce va să fie și de chinuirea cea nesuferită a muncii iadului. Iar eu pentru patimile păcatului, în fiecare zi rugându-mă, nu mă îndepărtez de dânsile, ci rămân de-a pururea nebun într-o obiceiul cel rău. Spre nădejde de pocăință îmi este așteptarea, purându-mă cu deșartă-i făgăduință și zicând, mă pocăiesc, în vreme ce eu niciodată nu mă pocăiesc cu adevărat. Mă pocăiesc numai cu graiu în timp ce cu lucrurile mult stau în urmă de adevărată pocăință. Deci îmi uit firea, făcând cunoștință cu răul și întărătând pre Domnul, neîntrerupt păcătuiesc. Izvor de pocăință nu am aflat, căci cu întărire am făcut păcatul și nu fără de voie am păcătuit. Și Iuda vânzătorul loc de pocăință nu a aflat, căci cu Domnul fiind a păcătuit și știa ceea ce făcea, fiindcă avea cunoștința Domnului. Deci pentru păcatele noastre, într-o cunoștință făcute, ce voi aștepta, eu ticălosul?
Și dacă cel ce nu mai gândește răul întocmăie cu cel ce a lucrat, apoi eu ce răspuns voi da pentru nenumăratele mulțimi ale fără de legilor mele? Ham, gândit la râsul tatălui său, lepădat a fost. Cei ce s-au unit în car de foc s-au înghițit nimic zicând sau făcând. Și cei din vremea lui Ilie asemenea au pătimit. Și Saul, cu gândurile slujirii de idol, numai învoindu-se să le pădat de Dumnezeu. Și Ahitofel, numai sfătuind pentru păcat, a murit. Și fiul lui Aron, greșind, s-a sfârșit. Și Anania și Safira, cu nebăgare de seamă petrecând, vreme de pocăință n-au aflat. Dar eu cel ce fac într-o cunoștință fapta mea, privesc la învoirea mea și zic că aștept cu credință hotărârea dreptății ce mi se cuvine. Pentru ce mă las amăgit de chipul smereniei mele, când eu sunt cu totul străin de faptele cele bune și fac cele potrivnice înaintea lui Dumnezeu? Fariseii au suferit mustrare atunci când Mântuitorul Hristos le-a arătat pe față minciuna portului și a chipului lor. Iar eu adesea mă plictisesc de mustrările cugetului și caut să mi-l adorm spre a scăpa de ele. Atunci amar este adevărul celor ce caută să-l ascunde. Și eu vin acum, Doamne, să-mi descoper chipul și se vor arăta vermii și vor dezveli față și ochii și vor vedea ce din față fățărnicia mormântului și minciuna faptei mele se va descoperi și vor privi toți fața mea de fariseu. Căci chiar aici în lume ea se face văzută, nu numai dincolo în veșnicie, unde o va arde focul. Ții de mână de ajutor celui ce se tăvălește, Doamne, căci voind a măscula nu pot, pentru că sarcina păcatelor mele s-a îngreunat peste măsură și obiceiul cel rău mă oprește legându-mă. Văd și că într-o negură umblu și într-un mult întuneric mintea mea și ca un slăbănoc sunt. Mi se pare că sunt sârguitor și iată că mă plictisesc curând. Mă rog să mă izbăviesc și cu toate că postesc, văd că sunt împiedicat de duh vrăjmaș. Vreau să mă blagoslovesc mult, dar cu inima nu-L iubesc pe Dumnezeu. Cum voi îndrăzni să cer iertare pentru păcatele mele, când petrecerea de mai înainte eu nu o uit, sau cum mă voi dezbrăca de omul cel vechi care se strică, când poftele amăgirii cele vechi nu mă leapădă. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după îndurările Tale șterge fără de legile mele. Gura mea netrebnică strigă către Tine, Stăpâne, și inima mea necurată și sufletul meu într-o păcate întinat. Auzi-mă pentru bunătatea Ta și rugăciunea mea nu o lepăda, căci nu lepeți rugăciunea mea, ci a celor ce nu se pocăiesc într-o adevăr. Dar pocăința mea, Doamne, nu este curată. Un ceas mă pocăiesc și două te întărât. Întărește sufletul meu pe piatra pocăinței, luminează cu darul Tău întunericul din mine. Pleacă-te, bunule Dumnezeu, către plânsul inimii mele, dar nu pentru dreptățile mele, căci nu au nicio bunătate, ci pentru multă și negrăită Ta bunătate și pentru îndurerile Tale. Ridică din nou, Doamne, mădularele mele pe care le-a frânt păcatul și luminează inima mea pe care a întunecat-o pofta cerea. Izbăvește-mă, Doamne, de tot lucrul cel rău cu care se străduiește să mă surpe pe mine potrivnicul. Nu-ți întoarce fața de la mine. Să nu-mi zici mie adevărat, zic ție, nu te cunosc pe tine. Mântuiește, Doamne, din moarte sufletul necăjit. Tu cel ce ai stăpânire peste viață și peste moarte, căci Tu ai zis, Stăpâne, cere și ți se va da. Curăță-mă, Doamne, de tot păcatul, mai înainte de sfârșit.
și dăruiește-mi, iubitorule de oameni, în toată viața aceasta care mi-a mai rămas, să izvorăsc lacrimi din inimă spre curățirea întinăciunii mele cele sufletești și să pot șterge de aici din datoriile mele cele multe, măcar puține greșeli, și să mă mântui acolo prin acoperimentul mâinii tale cele atotputernice, atunci când va tremura tot sufletul de slava ta cea înfricoșată. Așa, Stăpâne, Fiule al lui Dumnezeu, auzi-mă și primește rugăciunea păcătosului robului tău. În dar, mântuiește-mă pe mine cu darul tău, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeule ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.